În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, Domnule Primar, iubiți frați și surori, suntem în așteptarea rusaliilor. Și duminica de astăzi, prin semnificația ei liturgică, ne indică această stare. Întreg fragmentul Evangheliei pe care l-am ascultat citindu-se acum la Sfânta Liturghie are semnificații speciale. Însă cred că în această atmosferă ne rămâne drept cuvânt de încurajare și de mângâiere versetul din partea finală a fragmentului în care Domnul se roagă lui Dumnezeu Tatăl din ceruri pentru noi. Păzește-i în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat. Și ne simțim învăluiți dintr-o parte și din alta și îmbrățișați dintr-o parte și din alta, pentru că așa se întâmplă atunci când cineva se roagă pentru noi. Dar acum nu e vorba de cineva, ci e vorba de însuși Domnul Hristos, care se roagă pentru noi și ne învăluie și ne îmbrățișează din toate părțile. De fapt, aceasta este biserica. Biserica este îmbrățișarea lui Hristos. Din toate părțile, din toate unghiurile și care se îndreaptă către toți și pentru toți, indiferent de cine suntem, de statutul nostru, de locul în care ne desfășurăm viața și chiar indiferent de ceea ce gândim sau ceea ce facem. Pentru că biserica este îmbrățișarea lui Dumnezeu pentru toți. Și cei care ne bucurăm de ea, dar și pentru cei care suntem așteptați ca să intrăm în această îmbrățișare. Și de aici începând, înțelegem că fragmentul de astăzi, de fapt, ne anunță ceea ce este biserica. Fragmentul Evangheliei pe care tocmai l-am ascultat, ne anunță, ne descrie ceea ce este biserica, care va fi întemeiată în mod deosebit la sărbătoarea rusaliilor. Și dacă am vorbit despre rugăciune și despre îmbrățișare, încercând să descriu biserica, voi mai adăuga ceva. Ambele lucruri, atât rugăciunea cât și îmbrățișarea, presupun unitatea. Presupun faptul de a sta împreună și biserica este, mai înainte de orice, taina adunării. Taina de a sta împreună. Taina de a fi împreună. Mai înainte de a face orice delimitare și de a da orice explicație teologică a bisericii, ceea ce se vede cel mai bine este acest lucru. Că biserica este taina adunării. Dacă ne uităm doar astăzi, la dumneavoastră, la noi, credincioși și preoți împreună, veniți la Sfânta Liturghie. Aceasta este biserica. Taina adunării. Și ce mai presupune imediat, în sens imediat, această taină adunării? Ca toți să privim înspre o singură realitate. Privim înspre altar. Ori altarul este Hristos. Este locul unde pâinea și vinul se preface în trupul și sângele lui Hristos. Toți privim înspre Hristos. Este singurul motiv consistent pentru care noi putem să fim împreună. Indiferent, ziceam, de apartenența noastră etnică, geografică sau de poziția noastră socială. Toți privim înspre Hristos. Aceasta este biserica. Taina unității. Și aș evidenția această taina unității pe două niveluri. În primul rând, la nivel de credință. Pentru că duminica de astăzi este și închinată unui eveniment foarte important din istoria bisericii. Sinodul I ecumenic.
Ce înseamnă sinodul întâi ecumenic? Părinții bisericii s-au adunat la Nicea în 325 ca să restabilească o singură credință, pentru că au fost unii care au dezbinat credința. Au învățat altfel decât învățau apostolii. Și mai exact, îl arătau pe Iisus Hristos drept o făptură omenească și nu Dumnezeu adevărat și om adevărat, așa cum mărturisim noi, în crez. Și atunci părinții s-au adunat în acel oraș din Asia Mică ca să restabilească ceea ce au lăsat apostolii, adică o singură credință. Credința că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Că Fiul lui Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl. Și de acolo avem prima parte a crezului, pe care noi îl rostim duminică de duminică. Crezul. Și partea cu referire la Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat și a venit în lume. Așadar, primul nivel al unității este credința. E foarte important să avem o singură credință, ca și apostolii. Și această credință ține de biserica noastră, ortodoxă. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, capitolul 4, ne vorbește despre un domn, o credință și un botez. Nu mai multe credințe. Nu adaosuri. Nu schimbări. Pentru că ce înseamnă credința noastră? Înseamnă să avem această posibilitate să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El. Nu este tot una să ai o cunoaștere dreaptă despre Dumnezeu Părintele. Și zic acum despre Părintele tău în general. Și să ai o cunoaștere incompletă sau chiar strâmbă despre El. De aceea mulți au fost în stare să moară pentru credința lor. Bună oară! Noi am așezat în piciorul Sfintei Mese, la slujba de sfințire de astăzi, o părticică din osemintele Sfântului Mucenic Zotic de la Niculițel, pe care l-am prăzduit tocmai ieri. El a murit pentru credință. Credința nu era ceva negociabil. Nu era în funcție de confortul social. Dacă vine altă credință, altor stăpânitori peste noi, să ne lăsăm rânduiala și să trecem în altă rânduială ca să ne fie mai bine. Nu era vorba despre confort. Nu era vorba nici despre poziție socială, pentru că uneori s-ar putea ca locul nostru de muncă sau modul în care suntem priviți de ceilalți să depindă și de credința noastră și atunci să ni se ceară să ne schimbăm credința pentru ca să ne bucurăm de privilegii. N-am făcut lucrul acesta. Și zic, n-au făcut nici cei dinaintea noastră care au ridicat această bisericuță frumoasă. Pentru că credința nu se negociază. Credința se suprapune peste viața noastră. Așadar, unitatea în credință este primul nivel și cel mai important care ni se deschide astăzi prin Evanghelia pe care am ascultat-o. Aceasta este viața veșnică, ne spune Domnul, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis. Dumnezeu Tatăl Cel din ceruri și Dumnezeu Fiul întrupat. Și apoi Dumnezeu Duhul Sfânt, care se va pogorâ la Rusalii, treimea cea de o ființă și de despărțită, pe care noi o mărturisim în simbolul de credință. Cel de-al doilea nivel, aș zice, este nivelul social. Pentru că biserica nu este doar o realitate în interiorul zidurilor. Biserica este o realitate care se extinde în viața socială. Se și vorbește de liturghie după liturghie. Noi venim la biserică să învățăm cum să trăim. Și vedeți, la sfârșitul liturghiei primim și acest îndemn, cu pace să ieșim. Adică ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce am învățat în biserică să punem în practică în viața noastră de zi cu zi. Darul unității, taina unității pe care o trăim în biserică, suntem chemați să o punem în practică în viața noastră socială, zi de zi. Și aș identifica viața socială iarăși pe trei niveluri. Unitate în gândire, unitate în cuvânt și unitate în fapt. Și le luăm pe rând. Unitate în gândire. E tare greu să gândim la fel. Dar nu vrea Dumnezeu neapărat să gândim la fel. Dar vrea Dumnezeu
să ne smerim și să nu gândim de unii singuri. Vedeți că orice instituție funcționează bine atunci când gândesc mai multe minți împreună. Chiar dacă te-a pus Dumnezeu șef într-o instituție, nu ești de unul singur. Foarte ușor greșești de unul singur. Foarte ușor, încrezându-te în propriile tale puteri, te lasă Dumnezeu de unul singur. Și în consecință, lucrurile pe care le faci nu sunt dintre cele mai bune, pentru că nu vrei să afli și părerea celuilalt. Nu vrei să pui gândul tău împreună cu gândurile celorlalți, cu înțelegerea celorlalți și să vezi care este înțelegerea cea mai bună. Pe modelul bisericii, suntem chemați și în viața de zi cu zi să nu rămânem singuri în modul în care noi vedem viața și să stăm unii lângă alții. Și apoi, de la unitatea de gândire, de gând, de minte, vine apoi unitatea de cuvânt. Și această unitate de cuvânt, iarăși zic, suntem diferiți. Nu ne vrea Dumnezeu scoși la indigo, nici gând. Dar ne vrea Dumnezeu să ascultăm unii de alții. Vorbim într-una. Și când suntem într-un grup, nu? Parcă vrem să stăpânim pe ceilalți și noi să fim mai puternici și ridicăm vocea și insistăm în așa fel încât noi să fim cei mai prezenți în dialogul care ni se desfășoară în față. Pentru că ține de același lucru la care ne-am referit și la nivelul minții. Vrem cumva să fim în frunte sau inconștient vrem să fim unici sau să fim cei mai cei. Și în felul acesta ne este foarte greu să ascultăm și ne este foarte ușor să vorbim mult și chiar și peste ceilalți. Și uneori, din păcate, și când suntem la biserică, vorbim între noi. Și Dumnezeu nu ne poate vorbi. Pentru că dacă vorbim, cine să asculte? Vedeți, când se vorbește mult într-un grup, îl auzi pe cel care vrea să spună ceva? Dar să fac bisericuțe apoi. Dar nu mai este unitatea la care noi ne referim. Ci este grup lângă grup și părere lângă părere și cuvânt lângă cuvânt. Dar din totdeauna am fost învățați de mici, nu? Că mă uit la amintitei de aici. Și ne spunea și legea aceasta. Când cel mai mare vorbește, tu să taci și să-l asculți. Să-i dai voie să spună. Dar nu numai cel mai mare, dar în general. Și când cel mai mic de lângă tine, e foarte important să te reții de la vorbă și să-l lași să spună ce are de spus, să nu intri peste el. Exprimă, ziceam, această unitate la nivel de cuvânt, la nivel de vorbă. Și apoi, bineînțeles, unitatea la nivel de fapte care vine în consecință. Orice lucru se duce bine până la capăt doar în momentul în care e un coordonator. Și ceilalți ascultă. Se sfătuiesc cu el, dar până la urmă ascultă. Ce s-ar întâmpla, de pildă, când construim o casă? Să fie mai mulți directori de șantieri. Și fiecare să spună opinia lui și să fiecare să încerce să se impună. Că își spune opinia, e foarte bine, că se discută. Ziceam, e acel dialog și unitate care se întâmplă la nivel de cuvânt. Dar să-și impună voia lui. Nu s-ar mai ajunge la o concluzie fericită. Și acum fac legătura cu planul social, sau pornind de la planul social, cu familia. De ce? Pentru că duminica de astăzi este închinată părinților și copiilor. Este duminica cea mai apropiată de 1 iunie, ziua copiilor. Și aceeași lege, aceeași rânduială a unității funcționează, sau ne-am dorit să funcționeze în familie, în casa noastră. O unitate în jurul tatălui și o sfătuire împreună cu mama. Și oricum, o atmosferă în care fiecare să-și simtă rolul său la măsura sa și potrivit a ceea ce este în stare să facă. Așa a rânduit Dumnezeu, ca Tatăl să fie după chipul Tatălui Cel din ceruri. Și în jurul Său să se întâmple această unitate.
dar în același timp a rânduit Dumnezeu ca tatăl să-și iubească atât de mult familia încât să fie în stare să se sacrifice pentru soția și copiii săi. Și în felul acesta să se întâmple acea unitate de care vorbește Sfântul Apostol Pavel și exprimând-o în Epistola către Efeseni, fragment pe care noi îl citim la slujba cununiei. Soția se supune soțului, precum biserica se supune lui Hristos. Și de ce se supune biserica lui Hristos? Pentru că Hristos și-a dat viața pentru biserică. De ce ascultă soția de soț? Pentru că soțul este chemat să se sacrifice pentru soția lui, pentru familia lui, precum Hristos a făcut pentru biserică. Și mai mult decât atât, toate aceste realități să fie însoțite de ceea ce spuneam la început, de foarte multă rugăciune. Dacă lucrurile nu se întâmplă tocmai bine în vremurile noastre, este pentru că ne rugăm puțin. Atât de mult se vorbește despre rugăciune și atât de puțin ne rugăm. Hristos nu vorbește doar despre unitate, la nivel teoretic. Hristos se roagă pentru unitate. Și ajung la acel cuvânt cu care am și început, care este atât de încurajator și care ne spune atât de multe despre Dumnezeul nostru întrupat, despre Domnul nostru Iisus Hristos. Păzește-i, Doamne, în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat. Și merg mai departe de aici, aplicând familiei. Dacă tatăl este cel în jurul căruia se întâmplă unitatea în familie, tatăl spune asemenea lui Hristos, păzește-i, Doamne, pe cei pe care mi-ai dat, pe soția mea și pe copiii mei. Precum preotul zice, păzește-i, Doamne, pe cei pe care mi-ai dat. Și zic acum Părintele Georgel, păzește-i, Doamne, pe cei pe care mi-ai dat în numele Tău. În așa fel încât cel care este trimis de Dumnezeu și care să, în jurul căruia să se întâmple unitatea, să fie cel care își pune sufletul pentru cei care stau în jurul său. Toată această rânduială, ținând cont de viața noastră zilnică, s-ar putea să fie o exprimare la nivel de ideal și mai puțin la nivel real. Nu este la nivel real, să nu se întâmplă foarte des la nivel real, tocmai pentru că nu luăm cu seriozitate cuvântul Evangheliei și nu-l aplicăm în viața noastră. Nu există lege mai înaltă, mai cuprinzătoare decât cea a Evangheliei. Nici o Constituție din lumea aceasta, oricâte s-ar mai suceda în decursul istoriei, nu poate să ajungă Evanghelia, care este totul în sine, care reprezintă legea așa cum a pus-o Dumnezeu și așa cum omul, respectându-o, ar putea să devină frumos, sănătos, așa cum l-a făcut Dumnezeu la început. Suntem chemați așadar astăzi să medităm la taina unității care este în biserică, la taina unității care ne-am dorit să fie în lumea largă, prin ieșirea Evangheliei, în orice spațiu care ne desfășurăm activitatea și medităm la taina unității când ne gândim la familia noastră, soț, soție, părinți și copii. Și toate acestea împreună realizează atmosfera așteptării sărbătorii Rusalilor, când Duhul Sfânt, Duhul Unității, se pogoară mereu și mereu peste lume și ne adună pe noi îmbrățișându-ne în biserică, acolo unde fiecare în parte stăm cu rolul și rostul nostru, însă toți împreună într-o unitate tainică la care ne cheamă Dumnezeu. Păzește, Doamne, pe toți pe care mi-ai dat în numele Tău. Amin.